Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pe plan sentimental, Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn, să vedem în ce fel de relații vă aflați cu persoana la care vă gândiți și ce va fi în viitorul apropiat. Sfatul meu este să vă gândiți la o persoană dragă, vouă, și să nu uitați că este o etalare generală, să luați doar acele mesaje cu care rezonați și dacă nu v-ați înscris la canal, să o faceți. Nu vă costă nimic, nu aveți nimic de pierdut, dar în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea oracolelor, din partea tarotului, în etalele viitoare. Haideți să vedem, să vă gândiți la persoana la care doriți dumneavoastră și să descoperim în ce fel de relație vă aflați cu această persoană în momentul de față. Pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendentă Zodia Capricorn, pentru toți cei care mă urmăresc, pentru cei care s-au abonat, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru cei care mă susțin și care au o energie pozitivă. Wow, 8-ul de bețe. Văd că veți comunica, veți primi mesaje din partea acestei persoane, vor fi evenimente cu viteză în viața dumneavoastră, să faceți o călătorie sau să vină de la o călătorie persoana la care vă gândiți, sau văd că va acționa, va fi o mișcare, va fi o schimbare rapidă, vă veți auzi la telefon, veți primi mesaje, văd foarte multă dorință între dumneavoastră și această persoană. Și mesaje chiar și în ce privesc banii, investițiile financiare, casa, familia, văd un nou început de o relație care se va concretiza într-o relație stabilă de viitor. Foarte interesant. Și văd că o persoană va fi foarte rebelă și atrăgătoare. Veți pleca la un drum sau sunteți nerăbdători să începeți o nouă aventură sau să rezolvați ceva la un drum. Văd și că o persoană, puteți intra în legătură cu o persoană în semn de foc vermelion săgetător care poate fi irascibilă și se aruncă cu capul înainte, acționează de impuls și uneori poate fi imatură. Dar văd foarte multă atracție și dintre dumneavoastră și această persoană. Dar văd și pe cineva care e nerăbdător să trăiască viața, da? Să plece într-o nouă aventură, să plece la drum. Asul de cupe. Aici văd că va aduce instabilitate această persoană din cauza imaturității sale sau din cauza impulsului său sau rebeliunii sale. Zodia Săgetător, Fecioară, Rac, Scorpion, Pești, care aceste schimbări care le produce, duce la anumite blocaje și la o instabilitate, la a nu mai dori să vă faceți proiecte de viitor. E ca și cum nu mai aveți încredere sau poate dumneavoastră sau această persoană face drumuri și în drumurile sale are un blocaj și are schimbări diferite care duce la instabilitate și la supărare chiar. Văd o persoană care e depresă, a avut o pierdere. Mi se pare că a mai ieșit în alte etalări această carte, ci o persoană aici are nevoie să vă audă sau are nevoie să vă vorbească, are nevoie să fie iubit, să are nevoie de prezența persoanei iubite în viața sa sau dumneavoastră, poate sunteți această persoană. Văd că cineva are aici o minte, cineva are și face iluzii nu tocmai pozitive. Sunt tot felul de gânduri în mintea sa pe plan financiar, în ce privesc investițiile financiare. Și văd că acest lucru îl blochează sau blochează la nivel mental. Dacă sunteți dumneavoastră această persoană, vă recomand să, când vă dați seama de acest lucru, să vă ajutați într-un mod sau altul, pentru că nu vă face nimic bine și cred că știți despre ce vorbesc. Produce o toxicitate și atrageți negativitate după aceea. Haideți să vedem. Mulțumesc. Da, o persoană aici suferă. Taur, Zodia Taur. Da, o femeie aici preferă să nu vorbească, să fie stană de piatră. Nu
a lăsat-o sau l-a lăsat rece, poate o trădare din cauza acestei persoane care spuneam. Și văd că o femeie știe ce vrea, comunică sau nu știu, dar văd că cineva nu comunică cu o femeie sau ține totul de o femeie. Sau o femeie a devenit stană de piatră și nu mai dorește să vorbească, este o femeie rece. Și cineva aici are nevoie de mai multă pasiune, de mai multă căldură, de a începe o nouă aventură. Sau aventura unei persoane a lăsat-o rece, a lăsat-o fără cuvinte. Și că văd că această persoană știe de fapt ceea ce își dorește. Știe ce vrea și vrea, acționează în acest mod, dar văd că suferă, aici cineva suferă, are anumite frici, este, a înțeles sau este mai înțelegător, mai înțelegătoare, dar este mai atentă sau mai atentă în ce privește aș proteja inima, a se proteja ca persoană. Poate sunt și copii la mijloc aici. Sunt mai mult ca sigur copii. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită persoana la care vă gândiți. Că a fugit când a fost totul mai greu. Nu știu, poate fi la distanță, la depărtare de dumneavoastră și luna mai poate avea un rol important. A pierdut o oportunitate și știe de acest lucru, că nu a acționat cum trebuia să acționeze. Este pe gânduri. Se simte singur sau singură și își face tot felul de iluzii, gânduri, cum ziceam, își face tot felul de iluzii, e stresată această persoană și l-a obosit, îl lasă fără putere. Nu știe cum să procedeze, cum să reacționeze. Cineva se gândește la o femeie aici, lipsește o femeie și vrea, ar dori să știți sau să știți cum se simte când nu v-ați înțeles sau când nu vă înțelegeți. Cum se simte și ceea ce simte. Da, îi lipsesc conversații, îi lipsesc momentele cum erați odată, îi lipsesc momentele acele plăcute când glumeați împreună. Aici poate cineva chiar a rămas văduv sau văduvă și îi lipsește acea persoană sau cineva aici a fugit, a dat la spate o familie. Sau chiar preferați să faceți acest lucru pentru că v-a înșelat sau v-a trădat? Aici văd că o persoană s-a detașat pentru a-și face lumină în mintea sa, pentru a-și face claritate în mintea sa, pentru a înțelege ce își dorește sau ce trebuie să facă. Văd aici că cineva încearcă să se detașeze pentru a-și regăsi echilibru, armonia. Văd că meditează, face yoga, sport sau încearcă, vrea să uite, vrea să iasă din acest blocaj mental, din această toxicitate, vrea să uite, vrea să... Haideți să vedem și ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană la care vă gândiți. Zice că sufletele adevărate, conexiunile adevărate, au de trecut și anumite provocări sau sfide și trebuie să treacă prin aceste sfide și provocări împreună. Se vede că aveți anumite sfide și provocări aici și îi pare rău. Vrea să știe cum se simte când nu vă înțelegeți, suferă pentru acest lucru. Dar dacă vă iubiți cu adevărat, trebuie să treceți împreună peste aceste sfide și provocări. Cineva are nevoie de pace, de echilibru. Da, e nevoie de a respecta propria persoană și pe ceilalți din jurul dumneavoastră, pe persoana iubită. Este foarte important într-o relație să existe respect. Respect. Și că forța și vulnerabilitatea ta este testată în ce privește această relație. Și că trebuie să căutați căi pentru a trece peste aceste obstacole, pentru a găsi fericirea, pentru a găsi lumina.
pentru a ieși soarele pe strada dumneavoastră. Aici vi se spune să mergeți mai departe și să vorbiți mai mult cu prietenii, să ieșiți cu prietenii, să vă ajutați de prieteni, să trăiți momentul, să vă distrați, să vă detașați, să vă relaxați, chiar să stați și singuri, da? Într-un mod fericit, să vă bucurați de singurătate. Aici cuiva, cineva are frică de abandon, știți care e problema? Uneori universul ne trimite propriu acea problemă pe care o avem. Și unii dintre voi treceți prin probleme în ce privește relația cu persoana iubită pentru că suferiți de rana abandonului și este menită pentru a vă ajuta ca să reușiți să vă vindecați de această rană a abandonului. Cu aceste provocări, cu aceste lipse de respect, cu acele trădări, cu acele obstacole, vă va ajuta. Într-o zi vă veți aduce aminte de vorba mea, veți deveni persoanele puternice care nu sunteți acum, veți trece peste aceste răni. Veți reuși să treceți. Aceste situații vă vor face să fiți mai puternici. Și nimic și nimeni nu va mai reuși să vă pună sub papuci, să spunem așa. Nu veți mai avea frică de abandon pentru că nu vă va mai interesa. Veți ajunge la un moment dat să nu vă mai intereseze. Să stați foarte... Știți care e problema? Trebuie să ne iubim pe noi înșine. Nu trebuie să avem așteptări de la nimeni pentru că putem fi trădați, înșelați și așteptările noastre pot fi dezamăgite, rănite, nu? Înșelate. Așa că nu trebuie să avem așteptări de la nimeni. Noi trebuie să ne iubim pe noi, să stăm foarte bine cu noi înșine și în raport, în relație cu Dumnezeu și de acolo va începe orice relație cu cei din jur. Acolo, când ne vindecăm noi cu noi, sufletul nostru și când vom începe relația cu noi și relația cu Dumnezeu, nu vom mai suferi de rana abandonului, de rana trădării, de rana înșelăciunii, etc. Da, trebuie să munciți în această căsătorie. Trebuie să oferiți prezență, atenție, înțelegere, răbdare. Există aici o căsătorie. Și trebuie să munciți ambii la această căsătorie. La un contract de muncă, unii dintre voi poate aveți acolo probleme sau persoana iubită are probleme acolo, la locul de muncă. Dar văd că va fi o căsătorie, un angajament pe termen lung, un angajament serios și veți vedea că într-o bună zi veți fi altă persoană decât sunteți. Nu veți mai fi acea persoană care vă e frică de abandon sau de singurătate. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume, la revedere, sănătate, numai bine!